Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat peste 500 de autovehicule și au aplicat 132 de sancțiuni contravenționale în timpul acțiunii TISPOL Track and Bus de verificare a legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri. Conform calendarului operațiunilor TISPOL, în perioada 13-19 mai, polițiștii au efectuat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane, dar și de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Polițiștii rutieri călărășeni au verificat 507 autovehicule, dintre care 218 autovehicule destinate transportului de persoane și 289 destinate transportului de marfă. În urma controalelor, potrivit IPJ Călăraș, au fost aplicate 132 de sancțiuni contravenționale, dintre care 44 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane și 88 celor care efectuau transport de marfă. Neregulile sancționate de polițiști s-au referit în special la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, lipsa documentelor conducătorilor auto și a autovehiculelor, dar și probleme tehnice sau conducerea sub influența alcoolului.